super Amara Berabera a fost într-adevăr super în debutul partidei cu SCM Râmnicu Vâlcea din EHF European League. Oaspetele au început în trombă, iar Bent Dal s-a văzut nevoit să ceară time-out în minutul 4, când echipa din Țara Baștilor conducea deja cu 3-0. Întreruperea solicitată de tehnicianul norvegian nu le-a trezit însă pe jucătoarele vâlcene, iar Berabera s-a desprins la 6 goluri în minutul 9, 7-1. Revenirea gazelor s-a produs pe intrarea portăriței Isabel Roch, iar Vâlcea a înscris de 6 ori la rând între minutele 20 și 26, scorul devenind 12-12. Isabel a avut 13 intervenții reușite care au însumat un procent de 39%. Vâlcenele n-au speculat momentul favorabil și finalul reprizei a aparținut echipei spaniole, care a intrat cu 3 goluri avans la pauză 16-13, după o primă repriză în care Irina Glipco a fost cea mai bună marcatoare cu 7 goluri. Mireia Gonzalez a egalat la 18 în minutul 37, pentru ca 5 minute mai târziu Asma El Gaoui să aducă pentru prima dată echipa gazdă în avantaj 20-19. Un contraatac valorificat de aceeași El Gaoui a desprins-o pe Vâlcea la 23-20 în minutul 45, iar antrenorul oaspetelor a cerut time-out. Diferența a crescut apoi la 5 goluri, dar Berabera s-a apropiat la 3 și a fost rândul lui Ben Dal să ia time-out în minutul 54 la 27-24 pentru Vâlcea. Efectul s-a văzut rapid, fiindcă gazele s-au desprins la 32-25 în următoarele 4 minute, rezultatul final consfințind superioritatea vâlcencelor, care sunt favorite pentru calificarea în grupele Ligii Europene. Returul va avea loc săptămâna viitoare de la ora 17 la San Sebastian.